Hei, bună dragii mei și bine ați revenit pe canalul meu! Dacă ați observat în ultimul timp, am făcut o grămadă de shorturi despre gamele mele de produse, în general ojele mele de culoare. Am foarte multe game pe care mi le-am cumpărat în ultimii 5 ani și pe care vreau să vi le arăt pe toate. Toate sunt compatibile cu produsele, cu bazele de la MAC pe care eu le folosesc. Eu folosesc mai nou și Gram Nails, v-am arătat într-un short și cele de la Gram Nails. Mi-am luat niște baze colorate, care mi-e plac foarte mult. Am avut impresia că arde, am folosit Milky ăsta într-un filmuleț și m-a ars groaznic. Toate din 10, cred că 9 unghii m-au ars și tindeam să cred că sunt niște baze care ard în lampă. Dar le-am folosit pe niște unghiuțe sensibile, pe care eu le știam sensibile. Și să știți că nu ars-o pe clienta mea absolut deloc. Și atunci am ajuns la concluzia că doar pe mine m-a ars, nu am generalizat sau nu pot să generalizez că sunt niște baze care ard. Eu vi le recomand, tot timpul pe Gram Nails găsiți reduceri. Ce voi folosi eu astăzi? Ultrabondul de la MAC. O să las de data asta baza deoparte pentru că vreau să folosesc 07-le asta. În următoarele zile o să tot fac short-uri, parcă m-am învățat și îmi place, îmi pare rău că nu pot să vorbesc în ele, nici nu vreau să vorbesc în ele. De fapt, scopul este altul. Să vă arăt. Da, se poate folosi ca și culoare. Dacă mă întrebați pe mine, ca și culoare, eu aș pune două straturi, da? Ca să acopere în perfecțiunea unghiei, dar pentru că eu voi folosi și această minunată ojă 041 care are puțin SIDEF, este un nud absolut superb. O să văd eu dacă merge sau nu merge peste baza asta, dacă nu schimbăm planul, bineînțeles. Pentru că nu o să o folosesc ca și o bază de culoare, nu voi... Nu o să-mi pun un strat gros, ci un strat mediu. O să mă folosesc imediat și de pensulița de pictură. Da, ne ajută să mai modelăm, nu știu de ce așa strâmbă. A stat strâmb în cutiuță și dacă nu avem grijă de pensule, foarte repede se degradează. Eu am văzut chestia asta. Da, ca și culoare, eu n-aș lăsa așa, aș mai adăuga un strat subțirel peste și nu mai aveți nevoie de nicio culoare dacă doriți să folosiți aceste baze. Ați văzut cât de ușor s-a autonivelat, în câteva secunde mi s-a autonivelat pe unghie, se lucrează foarte ușor cu ele. Bun, și aici am uscată baza, repet. Dacă vreți să folosiți această bază și ca și bază color, puteți foarte bine să aplicați încă un strat ca să se vadă culoarea mai uniformă puțin, da? Pentru că la mine nu este 100% uniformă și o să arate mult mai bine două straturi. Dragii mei, rezistența unghiilor o dăm din etapa de bază. Ce înseamnă asta? În momentul în care noi aplicăm baza, trebuie să facem apexul corect, stratul, grosimea bazei corectă pentru ca rezistența unghiilor să fie cât mai mare. Nici de cum după ce punem culoarea și topul, da? Din etapa de bază. Baza o modelăm astfel încât să avem rezistența unghiilor. Bun, aici voi folosi de la Vinmei, o să vă arăt și gama asta, că am mai multe culori foarte, foarte drăguțele. O să aplic un nude de data asta, cu puțin SIDEF. Voi aplica două straturi, bineînțeles, pentru că vreau să fie culoarea cât mai uniformă. Are o tentă parcă și de transparent, această ojă. Da, se aplică foarte, foarte ușor. Îmi place că este fluiditatea ei este medie. Nu este nici foarte fluidă, nici foarte vâscoasă. Mie nu-mi place să lucrez cu oje vâscoase, pentru că trebuie modelate mai mult pe unghiuță. O să-mi aplic după fiecare strat, voi usca 60 de secunde și baza, să știți că am uscat-o tot 60 de secunde, să mă asigur că totul este în regulă. Lampa mea este de 6 ani. Și dacă sunteți curioși ce lampă folosesc, găsiți un filmuleț despre lampa mea și vedeți exact, eu de pe Amazon, din state am comandat-o, acum 6 ani, raportul calitate-preț este extraordinar, dar și la noi pe MAG găsiți acum o grămadă de lămpi.
Pentru rojele colorate, în special pentru cele nud, eu vă recomand, pentru cele cu tentă transparentă, vă recomand să puneți o bază colorată pe dedesubt. O să arate, o să le placă clientelor mult mai mult, o să vedeți, da? Dacă puneți o bază transparentă, o să transpară culoarea mult mai tare. Cam așa arată, numai un pic să vă arăt, cam așa arată. Da, ea tot are o tentă transparentă, chiar dacă eu am pus baza aceasta colorată, dacă puneți o bază transparentă, o să iasă mai transparentă culoarea și s-ar putea ca nu tuturor să le placă. Bun, am folosit, vă mai arăt încă o dată, 0,41. Acum, voi folosi unul dintre aceste stickere cu care am făcut recent un short și ăsta îmi plac mult. Aș putea să pun, mi se pare că foarte, foarte bine merg cu nudul. Da, hai să rămânem la astea. Am și pus eu ochii pe unul. Nu mi-s foarte, foarte lungi unghiile. Nu sunt pe bază de apă, sunt sticăre care se lipesc. O să folosesc doar o parte, da? Pentru că nu am nevoie. O să decupez puțin. Da, acum le încerc, nu le-am folosit nici eu până acum, să văd cât sunt de groase, să văd cât de bine rezistă, pentru că dacă un sticker este gros, să știți că trebuie stratul mai gros de top și s-ar putea să nu țină. Eu am pățit chestia asta. Ele sunt foarte defecte, da? Dacă sunteți în pană de idei sau trebuie să vă mișcați super, super repede cu o manicură, aceste stickere care se lipesc, nu sunt nici măcar pe bază de apă, merge foarte, foarte repede manicura. Bun, și vreau să mai încerc. Eu sunt super pasionată de scrisuri. Îmi plac mult, mult cum arată pe unghii. Să vedem pe care să mergem. Toate îmi plac, deci pur și simplu nu mă pot hotărâ. Îmi plac și acestea cu scrisul super micuț. Nici nu mă interesează ce scrie. Aici toate sunt legate de flori. Hai să mergem. Nu contează ce scrie, contează cum arată stickerul. Și vreau să văd pe urmă cum îl pot sigila eu cu topul. Asta mă interesează. Așa și nu să rămân așa, hai să punem foarte repede și un pic de folie care lipește absolut perfect folia asta. Să știți că eu am comandat-o, mi-am luat neagră lucioasă și albă mată. Mi-am comandat-o de pe Gram Nails. Și ea lipește bine, numai că mi-am tot pus eu mâna pe culoare și nu mai am strat de dispersie. Cum vă spuneam eu că puteți să refaceți stratul de dispersie, dacă nu, sau sunt culori care n-au strat de dispersie, da? Puteți pune un ultrabond sau un primer cu acid, da? Ca să refaceți stratul lipicios. Și acum să vedem cum sigilează. Voi folosi topul rubber de la Max, Diamond Gloss. Să vedem cum pot să sigilez acest sticker, cât de bine l-am putut lipi. Da, eu întotdeauna mă uit din profil să nu rămână lateralele stickerului nesigilate. Ca să nu mai zicem la sfârșit, după ce usuc, pun mâna. Da, pun mâna așa să văd dacă s-a sigilat sau nu stickerul meu. Și dacă nu și rămân colțuri, le pilez puțin și mai dau încă un strat de top. Dar pare că este complet sigilat. O să verific și după ce usuc unghia. Bun, dragii mei, și cam așa arată. Am uscat fiecare mână de două ori câte 60 de secunde după ce am aplicat și topul. Cum fac eu verificarea ca stickerele, pentru ca stickerele să reziste și să nu am colțuri în afară, pur și simplu trec cu degetul și pipăi dacă nu am margini ieșite în afară. Dacă avem margini ieșite în afară, nu se întâmplă absolut nimic, dăm puțin cu pila și mai adăugăm un strat de top, dar trebuie să ne asigurăm că ele sunt perfect incorporate în top, altfel ele se vor agăța și se vor dezlipi de pe unghiuță. Cam acesta a fost filmulețul meu de astăzi. Vă mai arăt încă o dată ce am folosit foarte scurt. 07 Rubber Base-ul color de la Gram Nails, niște baze noi.
Am folosit topul de la Max și culoarea nudul semitransparent 041 cu o tentă lucioasă. Cam acesta este rezultatul. Vă mulțumesc tare mult că m-ați urmărit și vă mai aștept cu mare drag. Pentru alte întrebări, vă aștept în comentarii. Eu o să încerc să vă răspund tuturor. Mulțumesc că m-ați urmărit. Pupici!